să se rezolve ecuația modul din 6 minus x egal cu 2x plus 3. Întâi vă fac clasic, metoda 1, care ce face? Trebuie să explicităm modulul. Facem 6 minus x egal cu 0, x egal cu 6, da? Punem pe un tabel de semn, da? X de la minus la plus infinit și 6, da? Știu că funcția de grad 1 până în rădăcină are semn contrar lui a, deci o să vină plus, după aia are semnul lui a e minus. Deci iată că avem interval. Dacă x este între minus infinit 6, cum ăsta este pozitiv, modulul este cu cantitatea din interior și dă 6 minus x egal cu 2x plus 3, adică 3x egal cu 3, x egal cu 1. Verific, 1 aparține lui ăsta? Da. Da? Deci iată că avem odată soluția x egal cu 1. Pe urmă, dacă x aparține lui 6 închis infinit, păi atunci îți dă cine? Ăsta este cu minus, deci ăsta este cu semn contrar. X minus 6 egal cu 2x plus 3. Trecem pe ăștia dincolo, ce îți dă? Minus 9 egal cu x. X egal cu minus 9 aparține intervalului 6 infinit? Nu. Prin urmare, singura soluție este x egal cu 1. Răspuns corect, B. A doua metodă însă, atenție, putem să nu mai explicităm, numai că trebuie să avem grijă undeva. Și anume, uite ce să. Știți că modul din x egal, din ceva egal cu una, asta înseamnă x egal cu plus minus a. Prin urmare, ce înseamnă că modul din x este asta? Că am două ecuații, 6 minus x egal odată cu 2x plus 3 sau 6 minus x egal cu minus a, cu minus 2x minus 3. Fără să mai explicez modul. Însă, atenție, că am o condiție. Cum asta e egală cu un modul, modulul știți că e mai mare ca 0. Deci voi avea condiția atât. 2x plus 3 mai mare sau egal cu 0, că e egal cu ceva pozitiv. Deci x-ul mai mare ca minus 3 pe 2, pe care o să le iau la soluție. Și acum hai să vedem. Din asta ce rezultă? 3x egal cu 3, x egal cu 1, e mai mare ca minus 3 pe 2? Da. Asta îți dă exact ca mai sus. X egal cu minus 9 este mai mare ca minus 3 pe 2? Nu. Deci singura soluție este x egal cu 1.